tot timpul ăsta m-am dus înapoi la Vâlcea și am început să le bărbătesc și mai mult pe fete și le spuneam, nu vă supărați, nu vă mâniați pe aproapele vostru, fiți pașnice, fiți bune unii cu altele. Și zicea, la mai lasă-ne cu Dumnezeu, toată ziua ne bați la cap, Domnul sus, Domnul jos, lasă-ne că trăim noi bine, du-te tu și te roagă și pentru noi. Dar pot să spun că Dumnezeu cu adevărat a lucrat într-un mod minunat, în sensul că a adus binecuvântări peste echipa aceea. Am ieșit de mult, cred că de 5 ori, cât am stat, că 5 ani la rând am stat acolo și am ieșit campioane. Ne-a ajutat să ajungem în Liga Campionilor, care este un lucru foarte important pentru un sportiv de performanță. Am început să vin la biserică. Simțeam și știam. Am început să renunț încet, încet la lucrurile care atât de mult îmi plăceau și pur și simplu nu mai vroiam să le fac. Mă bucur foarte mult pentru hotărârea care am luat-o și de atunci am început să văd mai mult cum Dumnezeu îmi poartă de grijă din fiecare zi. M-a ajutat Domnul și am renunțat la prieteniile care erau, la distracțiile care erau, la toate lucrurile care le făceam înainte și știam că nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dacă aș fi găsit fericirea în locurile acelea, de ce n-aș fi rămas acolo? De ce aș fi ales calea asta? De ce n-aș fi rămas acolo cu fericirile acelei lumi? Nu există și multă lume probabil că nu mă crede, dar nu pot să exprim în cuvinte fericirea pe care am găsit-o în biserică, în grupul de tineri, în fericirea pe care numai cu Dumnezeu poți să o ai.